O monedă rară de 50 de pence, pusă în circulație în Marea Britanie, este căutată de colecționari care sunt dispuși să plătească o avere pentru ea. Kew Gardens 50 pence este una dintre cele mai căutate monede, iar milioane de britanici sunt dornici să pună mâna pe una. Doar 210.000 de monede au fost puse în circulație în Marea Britanie începând de la lansarea sa din 2009. Moneda este inscripționată cu celebra pagodă chineză aflată în grădina botanică Kew Gardens. Adesea, britanicii scot moneda la licitație online, făcând o avere. Acum, celebra monedă a acumulat o mulțime de oferte online la licitația care s-a încheiat vineri după amiază. Vânzătorul a pus la bătaie moneda rară la începutul acestei săptămâni și a primit 32 de oferte. În cele din urmă, ea s-a vândut cu 165 de lire sterline, depășind de peste 330 de ori valoarea sa nominală. Prețul de pornire a fost de la 99 de pence, iar în interval de o zi, după ce a fost listată, aceasta a ajuns la peste 100 de lire. Deoarece se numără printre cele mai rare monede puse în circulație în Marea Britanie, valoarea monedei Kew Gardens 50 pence poate ajunge și până la 895 de lire sterline la licitație. Aceasta a fost concepută pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a pagodei chineze în 2009 cu doar 210.000 de bucăți puse în circulație, relatează știrile ProTV.ro.